Sunt fericit că prin harul Domnului Iisus, împreună cu copilași și cu frață, putem sta înaintea Domnului azi, în Sfânta Biserică a Domnului Iisus Hristos, din Vicov. Mărit să fie Domnul! Amin! Am mai trecut eu de la dumneavoastră câteodată. Anul trecut am fost numai de m-am uitat în casa asta. În cealaltă am fost. Și acum, prin harul Domnului Iisus, după cum frații ne-au trasat oarecum și sarcină, să vorbesc pentru biserică. Fratele Mircea a avut îndemnul să citească din Osia 6 și mă voi mărgini și eu la acest sfânt cuvânt profetic. Ca Dumnezeu din cer să planteze în noi viață. Amin, amin. Viață care să corespundă la viața viitoare. Amin, amin. Că dacă nu trăim cât trăim aici, murim și dincolo nu ajungem unde vrem. Dar noi toți vrem să ajungem în Raiul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Amin! Vă aduc salutări sfinte de pe la Canada și fratele Andrei, care e păstorul principal, eu sunt senior, și comitetul bisericii și mulți alții. Pe unde vei ajunge? Să vă transmit din partea noastră har și pace. Andrei spunea, Psalmul 20 să fie salutul bisericii noastre. Și știți cum începe acest salm? Să te asculte Domnul în ziua necazului. Asta e cel mai mare lucru, ori de câte ori ești năcăjit, că de necază toți avem parte și strigi către Dumnezeu, Dumnezeu să te audă. Amin. 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 Doamne Iisus, rugă-te de noi. Amin. Amin. Cuvântul de aici citit sună așa. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu suntem complet întorși. Suntem întorși, dar nu complet întorși. Dacă am fi complet întorși, nu ne-ar mai striga Domnul azi, veniți să ne întoarcem. Adică să recunoaște prin cuvântul Domnului că aproape fiecare din noi avem o latură a vieții care nu corespunde cu ceea ce zicem că suntem. Marele compozitor și prieten de aproape al meu, Mihăiță Moldovean, a făcut cântarea aia care zice Doamne, îndură-te și fă-mi plin de har pe toți ai tăi, ca mai deplin să ne unim, mai adânc să te slujim, mai deplin trăim ce știm, ca apoi să fim cum ne numim. Pentecostal, de exemplu. Doamne, ajută-ne la asta! Frați, cum veniți să cunoaștem pe Domnul? Ce credeți? Dacă un om, de exemplu, folosește tărie, beutură alcoolică, vin, suică, sau ce știu eu, bere, ce-i place lui, cunoaște el pe deplin pe Domnul? Ce ziceți?
Nu ziceți nimic? Sau vă place la unii așa? Dragii mei, am să vă spun un exemplu. Un frate baptist din Sibiu, tânăr, a avut colegi la o oarecare școală, după care s-au despărțit. El a învățat altă facultate, celălalt a intrat la o facultate militară, a ajuns ofițer în Deva, după Revoluție, încă lucrurile nu erau clare, dar totuși ăsta s-a dus să-l caute din Sibiu, s-a dus la Deva, l-a găsit. Când l-a găsit, era deja târziu și s-a hotărât să rămână la el peste noapte. Dar după oară din nou sau așa, ofițerul spune, hai echipează-te și tu, mere la un banchet. O, cum merg la banchet, mă? Așa bine. Și acolo trebuie să fie o lumină. Bă, ce faceți acolo? Mâncăm, mai bem câte un pahar și povestim. Acolo sunt numai ofițeri, așa, așa. Mă, dar tu bei? Nu cu ce, dacă bei un pahar. Mă, dar cum e asta, dacă bei un pahar? Păi ia, mă, ce-i păcat? Și Domnul Iisus o beu. Mă, și pe ideea asta, ca milioane de neștiuitori. În ideea asta. Bun. Eu nu mă duc. Ăsta se supără. În cele din urmă, ăsta din Sibiu zice, mă, în Sibiu, eu locuiam în Sibiu atunci, avem un frate, zice, și prin ăla Duhul Sfânt descoperi. N-ai vrea să merem acolo. Să ne rugăm. Și sosesc. A doua zi sosesc amândouă. Când sosesc, cobor jos în adunare, locuiam la etaj. Frate Hosan, uite, am venit să ne rugăm Domnului. De ofițerul zice, am venit să ne prorocești. Păi ce să vă prorocesc, mă? Apoi, colegul meu zice că nu-i voie să bei niciun pahar de vin. Și eu nu cred așa. Eu cred că pot să bei câte un pahar. Și colegul meu zice că nu-i voie să te duci cu alții care mâncă și beau. Și de-aia am venit să ne prorocești. Hai mă, Domnul, iartă-mă. Acum dacă a spus tot, ce să mă prorocesc eu? Că deja a spus. Dar măi, vreți să întrebăm pe Domnul prin Biblie? Da. Da, atunci știi ce facem? Ne rugăm. Ne rugăm și îi deschid. Adică iau Biblia și o țin așa către el. Și zic, nu deschide Biblia. Și el o deschide. Zic, zic un verset. Eu nu știu de alea. Sau dacă nu pune degetul. Și deschide la Ieremia 16 și pune degetul pe versetul 8 din 16. Puteți să-l puneți, să-l vedem și noi acolo. Așa. Să nu intri nici într-o casă de petrecere, ca să te așezi cu ei, să mănânci și să bei. Doamne Iisuse, nici să fi fost prorocul prorocilor, nu putem așa clar spune. Las
zice, măi, Doamne, i-am mai citit Biblia, dar gândesc că eu versetul ăsta nu l-am văzut. Și câți nu citesc Biblia și versetul ăsta nu-l cunosc. Dar dacă treci numai pe pagina cealaltă, pe ultimul, în versetul 17, pare că acolo, să vezi ce zice. Uite-te bine, ce zice, ca să mă veselesc cu ei. De frica puterii tale am stat singur la o parte și mă umplusem de mine. Adică atunci când vede omului Dumnezeu pe unii care petrec, care le place petrecările astea, și mai câte un pahar de țuică, de vin, de bere, omului Dumnezeu să mânie. Pe cine crezi că să mânie? Să mânie pe el însăși. Că de ce a ajuns acolo? Asta e adevărata mânie. Nu să te mânii pe ăla, pe ăla. Citește dacă vreți. Și în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 20 și ceva, unde scrie, mâniați-vă! L-ai găsit. Așa. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Ce minunată e asta! Dar, dacă citim în Sfânta Epistola Sfântului Apostol Petru, capitolul 3, penultimul verset, zice că scrierile fratelui nostru pare sunt cu a nevoie de a fi înțelesă și unii le răstâlmăcesc pretențarea lor. N-ai pus încă să vadă și frață. 2 Petru, capitolul 3, cu 16, acolo sau acela. Așa. Pune să vadă frață. Către Efeseni, în capitolul 4, unde spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Unii care nu cunosc pe Dumnezeu unde ajuns, prorocul Osea ne cheamă, veniți să ne întoarcem, veniți să cunoaștem. Dar unii care nu cunosc, citesc Scriptura după planul lor. Și atunci se rătăcesc singuri. Citesc Scriptura și spun despre Iisus și El o meu. Dar asta nu e adevărat. Dacă citești atât în Matei cât și la Luca, unde spune că era o dispută între farisei și ucenici,
și apoi ei învinuia. Dar ei începe vina să o pună de la Ioan. De Ioan îi zicea, are dracmă. Pă cum? A venit o femeie să-i aducă ceva pâine, nu mă zice. A venit să-i aducă un pahar de lapte cald și cu ceva plăcintă acolo, nu vreau să mânce. Nu mâncă nimic, mă, ce mâncă oamenii. Mănâncă lăcuste, cu saci din ăștia, ce saci cu iară. Mănâncă lăcuste din astea și mai găsește câte o fagure de miere pe atâta de la bumbărițe albine sălbatice care fac așa pe sub pământ un pic de cuib. Și e destul. Și e și tare. De dimineață până seara apropiază și nu se obosește. Odată a venit unul, termina să interviu. Vai, frate, o sară, am avut 8 persoane de botez și n-am avut pe cine lua. Singur i-am botezat. Așa m-am obosit. Mătrânești bun de păstor. Dacă te-ai obosit cu o persoană, păi eu am botezat odată 91 de persoane și nu m-am obosit. Asta că te-ai obosit la 8. Apă ce facem, mă? Doamne Iisuse, veniți să cunoaștem. Măriți să fie Domnul. Dacă baptistul ofițerul ăla ar fi cunoscut pe Domnul, ar fi mers acolo. Nu merge, dar el nu cunoștea pe Domnul. Dacă alții care se sprijinesc că pot să se mânie, atunci, dacă ar cunoaște pe Domnul, s-ar mai mânia? Numai ceva de zice nevasta, odată îi urcă roșala până în vârful urechilor. Sau invers, numai ceva de faci un copil sau zice bărbatul, sora, odată e gata de război. Cunoaștem noi pe Domnul? Sau nu-l cunoaștem? Veniți să-l cunoaștem! Măriți să fie Domnul Iisus. Despre Domnul Iisus, atât Matei cât și Luca consemnează. După ce zice odată, a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând, nici bând, și voi ziceți, are drac. Avea drac Ioan Botezătorul sau avea Duhul lui Dumnezeu? Pe Duhul lui Dumnezeu l-a crescut. Că nu a avut nici mamă, nici tată, nici bunică, nici bunic, nici verișor, nici prieten, nu a avut pe nimeni. Ne scrie Sfânta Evanghelie a lui Luca, capitolul 1 cu 80, că el a crescut în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Și că Duhul Sfânt, zice versetul 80, ăla era mentor. El a rămas probabil la 2 ani cu mama sa izolată când el a coborât jos la slujbă. Și argața lui Irod, care căuta să o moare, a început să-l întrebe unde e pruncul, unde e pruncul și el n-a spus. Probabil în încălcelile astea el și-a spus și viața. Și Ioan a rămas cu mama sa în pustie, într-o pustie unde nu circula nimeni. Acolo l-a așezat Dumnezeu. Mama s-a murit, copilul s-a învârtit cât a putut în jurul ei, apoi s-a depărtat. Și Duhul Sfânt era cel care vorbea cu el. Duhul Sfânt l-a învățat să vorbească. Duhul Sfânt l-a învățat până când a ajuns în jur de vreo 20 de ani.
fost acolo. Și atunci, pe vremea lui, cu tare a venit Ioan. Dar când calculez, avea în jur de 20 de ani când el a coborât să boteze. Sau poate 17, dar nici cum mai puțin. Și atunci Duhul Sfânt i-a spus, du-te pe firul ăsta de apa Iordanului și ți-i spune eu unde să te oprești. Și când s-a oprit acolo, striga în pustia iudeii singur, pocăiți-vă! Și acolo era trecere peste Iordan, am fost în locul ăla și marcat acolo. Și striga într-una, oamenii când venea și trecea peste Iordan, în stânga, în dreapta, îl auzea strigând, pocăiți-vă, dar el striga în pustie. Și apoi au început o câte unii să iasă la el. Și ieșind la el, făcea un lucru. Pe fiecare îl făcea să se mărturisească de toate păcatele lui. De când o putut pricepe, 4-5 ani, până la vârsta care ajunsese, să-și mărturisească toate păcatele. Și apoi îi boteza. Câți lucrători de astăzi trec prin această filieră penitență care vin să se boteze? Majoritatea nu îi treabă de nimic. Și uită că Sfântul Ioan Gură de Aur spune pe penitent să nu-l botezi până nu-l exorcizezi, să scoți dracii din el, apoi să-l bagi în apă, că dacă îl bagi în apă cu dracii din el, după botez o să ai treabă cu el. Vezi? Noi trecem ușor, cred, juc cu el în apă, gata, e fratele nostru. Și fratele nostru zacă atâtea necurății și atâtea lucruri. Dragii mei, trebuie să fim mai atenți. Veniți, cuvântul strigă, să ne întoarcem la Domnul și apoi să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem, nu numai așa, să căutăm, să ne fie drag. Când cunoști pe Domnul, faci lucruri mari cu Dumnezeu. Că dacă tu îl cunoști pe El și El te cunoaște pe tine și nu pățești ca piciorilor ceva, atunci când a gândit că și ei pot face lucruri mari. Păi da, mersi cât o mers, dar la un moment dat am întâlnit un duc mai îndrâznit. Mă, voi vorbiți de Pavel, vorbiți de Iisus, mă. Păi pe Pavel îl cunoaștem, de Iisus noi știm, dar pe voi nu mă cunoaștem. Și am văzut lucrul ăsta. Când am stărnit într-un loc pentru un demonizat, ăla imediat arăta. Pe ăla îl cunosc, mă chem, dar de tine nu mă chem. O trebuie să iasă afară. Am stărnit în Toronto pentru o fată școlată, care a apucat un caz ăla acolo între frații. Și când a fost la urmă, avem cu mine niște frățiori mai tineri, baptiști, și ne rugam, ei nu au putut crede așa ceva. Dar când au văzut manifestările, s-au luat rămat acolo în colț și mai șoșoteau între ei, dar Duhul ăla strigă, degeaba te rogi tu, că ăștia care-s cu tine acolo, ăștia aveau. Mă, copii, mă, apoi stați aici, au ieșit și plecat aici. Ne-am luptat și în cele din urmă au început să plângă demonul ăla. Dar eu nu plec, eu nu plec, eu n-am unde pleca. Eu n-am unde pleca, Doamne, că bine, iartă-mă, mi-a dat aminte de cei cu porcii. Măi, cât e Toronto ăsta, găsește și tu un porc. Da. Ieși afară! Măi, când
acolo așa țâuit odată și apoi nu știu să o zbătrâne geamul sau ce, dar țâuiau și geamul. Și s-a liniștit fata. O, Duhul ăla nu a fost mulțumit. S-a agățat de mama sa. Și-a venit aia cu gura pe mine, pe făcut fata de rușine, în loc să-i pară bine. Mi-ai făcut fata de rușine, mi-ai așa, mă, cine mă e? Era un student la facultatea de chimie și ăla se scoală bine și-o învățișează pe fata. Eu o iau în căsătorie și el o vreau. Să fie Domnul. Dragii mei, dacă cunoști pe Domnul și Domnul te cunoaște pe tine, veniți să cunoaștem, dar să căutăm să cunoaștem. Când cunoști pe Domnul, te mai duci tu la jocul de noroc ca să faci bani acolo? Nu? Zăciuiala tu nu o dai. Uite, balconele sunt negata și câte și amponul ăsta, cred că nu-i definitiv aici. Aveți un alt plan pentru așa o clădire imensă. Dar banii se duc la jocuri de noroc. Nu? Eram odată în comuna Cătanele, lângă Pitești. Și pe Persida o tot suna unul, nu mai știu, din Anglia, din Franța, nu știu de unde. Unde îl pot întâlni? Și la un moment dat asta îi spune, era marța, miercuri. Pentru mine că vom fi în comuna Cătanele lângă Pitești. Gata. Am fost pe acolo, prin comunele respective și vestind Evanghelia, ajungem duminica în Cătanele. Când ajung acolo, vorbesc ce vorbesc din Sfântul Cuvânt și la un moment dat strig, care ești mai ăla care-ți bagi banii la jocuri de noroc? Odată vine din partea aia unui, până aici în față, la amvon. Eu sunt. Și am venit din Anglia, pare că o să zic. Până aici, să te întâlnesc. Dar de ce? Să te rog să poți scăpa, că nu mai poți scăpa. Îmi vine ideea să mă sinucid, să mă omor. Am băgat tot ce-am avut și am tot luat în cumpăr. Și acum am 300.000 de euro datorii. Pe care mi-am băgat la jocul și nu mai văd ieșirea și îmi vine să mă sinucid. Apoi sigur că am lăcrimat și eu în cazul lui, m-am rugat pentru el ca Dumnezeu să-l salveze. Și de acolo. Zăciuiala îți pare rău să o dai, măcar că e biblică și Iisus a zis. Că dai zăciuială din izmă, din chimin, din aia, bine, fără, nici pe astea poți să nu le lași. Că Dumnezeu ține legătura cu tine prin bani. Dumnezeu îți dă bani, dar El ține legătura cu tine prin bani. El vrea să știe ce faci tu cu banii, ca să te îmbraci. E bine, ca să mănânci, să trăiești, e bine, să-ți grijești copiii, casa, e bine. Dar de Domnul te îngrijești, cum zice prorocul, voi locuiți în case căptușite și de casa Domnului ce? Păi cum asta? Gândește-te că înainte de casa ta, înainte de a cumpăra păpuș și palton, înainte de a pune cozonacul pe masă, tu trebuie să te îngrijești de casa Domnului, că asta nu e a ta, asta e a Domnului. Slăviți să fie Domnul. Am pornit și noi o clădire pe vremea aia mare. Că te dau
frați în bani, ba s-a făcut o politică mare printr-un frate. Casa asta e a lui Ciorciocan, nu e a noastră. Casa asta e a băncii, nu e a noastră. Eu nu mai dau bani. La el în casă s-a adunat mulți lumea. Era o oră de rugăciune la el în casă. Și el făcea politică între frați pe contul ăsta. Măi, Doamne, într-o duminică seara, fratele Pop Dionisie, de la Nepos original, inginer, lucra în Statele Unite și pleca lunea de cotate și vene sâmbătă seara, obosit câteodată nici la biserică nu vede. Să tot sfătuiesc ca cinci cu toți, nu știu ce, frate Hozan, de poți face ceva, fă, dacă nu, asta o închinăm și o lăsăm la bani. Măi, așa m-am supărat. Păi, frate Dionisie, Biblia scrie că omul neprihănit, tot ce încerce, duce la un sfârșit. Apropo, e bun sfârșit, acum am pus chestioanele pe jumătate. Peste vest. Și jumătate niște soanele nu spusă. Și acum o lăsăm la bancă. Cum e asta, frate? Fă ce poți face, ce lucrata. Ei, Doamne, m-am văzut cu sarcina asta după cap, că de altfel el nu mai venea o dată pe săptămână la biserică. Acolo toate din tine. Și caserie o făceam și poșta și tot ce trebuie. Ce să fac? Ne rugăm cu nevasta împreună și îmi dă Domnul aminte. Și pentru marți seara, chem la omul care face politica asta să nu de bani. Și îi dau telefon. Băi, frate, ne primești de seara. Păi de ce? Băi, mă, să vedem ce facem cu casa asta de rugăciune. Apă câți venit? Păi eu am chemat 25, am ales pe toți aia care au știut că au bunii sau bani. Am chemat pe toți. Și apă veniți la mine, pe unde să-mi ia nemaia? Venim la tine. Dacă veniți, vă fac și o îngrătoare. Bravo, place, mă. Dar cât veniți, când veniți? O să nu fie pe de vreme, e la șerte. O, aici. Bine, s-a venit, dar din noi 25 nu a venit numai 18. Ceilalți au fost invers cu gândurile lor. Ne adunăm acolo, începem discuția. Măi, nu găta ăsta să îi explic, așa începe celălalt. Dar aceeași politică. Nu găta încă ăla începe celălalt. Ne-au cucat unul noaptea. La unul noaptea, unul Mihai, copilul chema, s-a resus deodată, era o masă, așa. Frate Hozan, vezi cât e ceasul? Eu la 5 trebuie să mă scomb, e ora 1. Zi repede, dă tu 1000, tu ce știu cât și gata, plecăm. Măi, frate, mă, ăsta ar fi cel mai mare păcat să spun eu cât să dai tu. Eu pot să spun eu. Uite, te-am primit de la Domnul, prin mâinile voastre. Ce cu ăsta? Uite-l și pe ăsta la altă. Ce cu partea Domnului din cât am primit de la voi? Că eu eram ca un cerșitor acolo. Unul pune 5, altul 10, altul 10. Ce s-a adunat pe plin. Bun. Atâta s-a adunat, uite aici e partea Domnului. Semnez și pe ăsta la alt pe spate și mâine dimineața le bag în caseria bisericii. Așa faci? Așa fac. Așa faci? Așa fac. Mă, o repetat de vreo 6 luni. Domnul mă zice, apoi ce mânci toată luna? Mă, nu-i fi tu așa de absent. Când noi mai puteam de foame, nu și mă joc cu copiii tăi și seara când le dai de mâncare, nu-i da și nici un vin. Așa faci, așa faci.
Scrie-mă cu 10 mici. Aha! Ai văzut ce păcat mare făceam eu și spui ție de 1000 când tu poți da 10. Pă ce păcat mai puneai tu mie după gând? Pă nu, mă, eu dau ce pot, ce am, mai mult eu n-am, atâta am, atâta dau. Dă și tu, măcar ești, dă și tu. Păi și-a început la 10, la 10, la 7, la 5. În țara aia am adunat 84.000. Și lucrarea, păi a mers înainte până la gata, că m-am băgat pe ei săracii. Numai bani și bani. O soră mă întâlnește în piață. Eu îi zic pacea Domnului, adică în centru oraș. Eu îi zic pacea Domnului, nu zice nimic, întoarce capul. O las un pic, se duce, mă duc după ea, ce e asta? O prind de umăr. Soră, ești minioasă pe mine? Să-mi dai pace. Păi de ce să-ți dau pace? Să nu te mai aud vorbind de bani. Că dacă tot vorbești de bani, nici nu mai vii la biserică. Bine ai face. După ce să vin? După ce să vin? Dar ți-am cerut eu banii dumitale? Eu nu ți-am cerut banii dumitale. Eu ți-am cerut banii Domnului care-ți la dumneavoastră. Pe aia ți-am cerut. Dar numai Domnul știe cum trăiesc eu. Așa, draga, păi de ce n-ai murit alaltă ieri, că acum te îngropam și scăpam de lume. Păi eu nu ți-am cerut banii, eu ți-am cerut ce are Domnul la tine, nu-i ține acolo, că e un blestem, mă! Dați Domnului și Domnul vă va binecuvânta! Tu nu vezi că nu progresezi? Tu nu vezi cum îți cad amenzi? Tu nu vezi cum ți se strică mașina? Ia calculează-le să vezi! Cum cad banii din buzunarul tău, cât trebuia să dai la biserică, tu dai pe aiurea. Și mai dai și la alte din unde nu trebuie să dai. Și mai și cumperi ce nu ți-e folos. Dar nu dai Domnului. Doamne Iisuse, așa am gătat casa de rugăciune care până astăzi, cum o vedeți, e destul de mare și frumoasă și încăpem acolo cam la 1200 cu copii cu tot. Slăviți să fie! Dragii mei, să căutăm să cunoaștem. A cunoaște pe Domnul înseamnă să nu-L înșeli. Să nu-L înșeli în gândul tău, că și așa se poate sluji. Să nu-L înșeli în gândul tău că și un vrăjitor poate să te ajute nu știu când și nu știu la ce nevoie. Să nu-L înșeli în gândul tău că eu fac ce vreau cu soția, eu fac ce vreau cu soțul. Să nu-L înșeli, să căutăm să cunoaștem. Nu numai să cunoaștem așa, fictiv, ci să căutăm cu tot din adinsul să cunoaștem. Căci El vine la noi ca o rouă, ca ploaia de primăvară, care udă pământul, îi sfărâmă bulgării, să unesc, mă, nu mai stau doi cu doi în ceartă și să uită în adunare unde-i cu tare, să nu mă aștept lângă El, să mă rog. Păi mă, toate astea pentru că tu nu-L cinstești pe Domnul cu averea. Cinstește pe Domnul cu averea, nu-L înșela oprindu-i partea. Că dacă dăruiești tu, în schimb primești, daruri sfinte cerești. Glorie Domnului Iisus! Să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Baptistul citea Biblia. Dar nu o citi niciodată ce a zis prorocul Ieremia. Vezi? Apoi altul citea Biblia, dar nu o citi niciodată cum trebuie. O citi care drept să se mânie.
Dar ultimile două versete care ar putea fi puse sus din capitolul 4 de la Efeseni îți arată, ai drept să te mânii sau n-ai drept să te mânii. Ia pune-le acolo sus să le vedem. După ce am citit cel cu mânia, să vedem ce zice acum. Auziți, măi, orice, ce e aia? Amărăciune, adică n-ai voie să ai un suflet amar, o inimă amară, orice amărăciune, orice, nu-i voie la orice lucru, mă, gata, explodez. Fii calm, fii temperat, fii controlat, acasă, între oameni, în biserică. Nu fii iute, fii domol. Și apoi orice, iau urmă, e mânia. Apoi dincolo în 27 ce ai citit? Mânia! Și acum ce scrie? Ce să facem cu el? Și orice strigare, orice crevetire și orice fel de răutate. Citiți cu mine mai departe, toți, să piară din mijlocul vostru. Acum e acum, ai drept să te mâni. N-ai drept. Asta să piară din mijlocul vostru. Dar știi când trebuie să te mâni? Când îți vine un gând rău. Mânie-te pe tine. Când inima te îndeamnă să iei ce nu e a tău. Nu lua, mânie-te pe tine. Când vezi că ai făcut un păcat, mânie-te pe tine. Și astfel nu păcătui. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Așa trebuie înțeles cuvântul Domnului, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, poate că m-am dus prea departe un pic, dar nu pentru mine, pentru dumneavoastră. Slăvit să fie Domnul. Și apoi să nu vă mâniați pe mine, că n-am vorbit nimic ce nu-i scris, numai ce-i scris. Mi-aduc aminte de Baia Mare, era pe timpul ăla a comuniștilor și vroiește ei să facă casă de adunare. Îl amenința primarii, amenința miliția, amenința toți. Între ei era și unul rusul Cornel. Și ăla deschide cuvântul în Hagai, care scrie asta. Suiți-vă pe muzul, tăieți lemne și zidiți casa. Faceți casa. Era un idol. Tata, ce să facem, mă? Pornim și ăștia ne demolează, că am demolat în câmpia trusă, demolat acolo. Ce să facem? Și să iei o trupă de 4-5 bărbați, și să duc în Cluj la sora Doina și să roagă Domnului cu femeia aia. Și rugându-se Domnului cu femeia aia, strigă Duhul Sfânt. Bărbaților, nu vă fie teamă lucrarea care trebuie să o faceți pentru mine. Eu voi vedea și o veți termina cu mine. O venit acasă și o întreabă. După aia, în București, trandafir Șandru să pregătesc să facă casa aia frumoasă atunci, mă rog. Era destul atunci pe... am uitat cum îi zice la stradă. Dar îl amenința grozav și îl frământau autoritățile și așa mai departe. Era prima promoție, între care era și fratele Ion
Biblia din Fodora. Și el auze că la Fodora sunt proroci. Îi dă un bilet la fratele Ion. Când ajunge acasă, să nu știe nimeni. Dar pune cazul ăsta înaintea Domnului să continue lucrarea, că deja a fost oprită. Vine acasă, eram prezent în Fodora. Și cheamă mai mulți proroci la adunare, să roagă. Niciunul nu prorocește nimic. Era o soră prorociță, dar pentru ceva, nu știu eu ce cazuri familiale, așa, era pusă sub disciplină. Dar era și acum ce în adunare. Și să gata rugăciunea, unul spune una, unul spune alta. La urmă să scoală și aia în picioare. Ce-i sorocatiță? Fraților, am văzut că fratele Ion are un bilet în buzunarul stâng. De la București i-a trimis biletul ăla ca să vadă ce să facă, să-i duci vestea că nu pentru el, adică nu pentru Dumnezeu, dar pentru numele meu, eu voi sprijini și lucrarea se va face. Părinte, ce minunat e! Acum, întrebați pe Domnul și vezi ce va zice Domnul, rămâneți cu balconele alea așa. Sau gătați, vedeți ce va zice Domnul, că El știe ce aveți aici. Și El știe și posibilitățile care le aveți. Cât sunteți aici, după cum văd eu acum așa, păi ce să zic, mai sunteți peste 1000 aici. Ce? Peste 1000. Nu, păi dacă fiecare ar da 10.000 de lei, nu cred că s-ar face balcoanele alea. Doamne Iisuse, du-ne în rai, că pe pământ îi bai. Dar să facă Domnul Iisus cu înțelepciune, să ieșim din toate baiurile. Amin. Amin.